Detalii picante de la o întâlnire de taină a tinerilor pesediști care a avut loc la București înainte de Consiliul Național al Partidului au ajuns în presă. Jurnalistul Claudiu Matei relatează într-un articol din Gorj Domino cum și-au împărțit lupii tineri posturi importante în instituții cheie. Mai mulți pesediști din noua generație care s-au constituit într-o grupare în jurul fostului șef de cabinet al lui Victor Ponta, Claudiu Teodorescu, au pus la cale strategia prin care fiecare să pună mâna pe scaunul la care aspiră. Actualul vice de la Consiliul județean Ciprian Florescu se visează subprefect al Capitalei, în locul lui Liviu Andrei. Potrivit sursei citate, Florescu este cercetat penal de Procurorii Anticorupție pentru trafic de influență și primire de foloase necuvenite. Este vorba despre adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local în urma telefoanelor venite din partea lui Florescu privind finanțarea unui eveniment cultural organizat de firma soției sale. Organele judiciare fac verificări și cu privire la o sponsorizare primită de aceeași firmă de la CE Oltenia pentru deplasarea unui grup de copii în străinătate. Însă călătoria nu ar mai fi avut loc, iar finanțarea nu a fost returnată. Directorul Minprest, Gabriel George, are și el pretenții mari. Vrea scaunul lui Ciurel la complexul energetic Oltenia. Un alt tânăr din grupul constituit de Teodorescu este Andrei Maioreanu, care vrea prima poziție pe lista candidaților PSD la Senat, ca să fie sigur că ajunge mare parlamentar. Iulia Vână, viceprimărița de Târgu Jiu, vrea să avanseze și să ocupe scaunul de edil. Claudiu Teodorescu, în prezent secretar general adjunct în Ministerul Justiției, e cel mai pretențios dintre lupii tineri. Acesta țintind funcția de președinte al Agenției Naționale de Integritate. Contactați de jurnaliști, toți au negat complotul de la Capitală.